Deschis ședința convocată de îndată a ședinței Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, din data de 12 noiembrie 2020, orele 13. 30. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, care va avea loc în data de 12 noiembrie 2020, orele 13. S-am întârziat un pic, 13:30, la sediul primăriei Comunei Bârsănești, în sala de Consiliu. Proiectul ordinii de zi este următorul. Dau cuvântul domnului primar. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de vizibilitate a indicatorului economic și a capacității pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente UAT Comuna Bârsănești, județul Bacău și a participării Consiliului Local Bârsănești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Bârsănești să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre pentru pune la dispoziție a SECE Compania de Apă Regională de Bacău a terenului aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Punctul 5, diverse. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunii și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Votul în capte. Aș vrea să ne comunicați, în urma deliberărilor, pe cine ați ales președinte și secretar la fiecare dintre cele două comisii care au putut fi legal constituite. La Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, alcătuită din doamna Raman Maria, domnul Anei Claudiu, domnul Anei Felix, domnul Grigore Vlad Costel și domnul Munteanu Alin Costel, propunerile dumneavoastră pentru președinte sunt? Președinte. Deci ați stabilit. Da. Bun. Mulțumesc. Comisia pentru Administrație Publică Locală și ridică apărarea ordinii civile și publice a drepturilor cetățenilor. Alcătuită de domnul Lazar Ion, domnul Pușcaș Iubilăbiu, domnul Preda Benone, domnul Mihai Mirviță și doamna Fântu Georgiana. Care sunt propunerile dumneavoastră? Domnul Lazar, președinte și doamna Fântu. Secretar. Nu vrea secretară, nu? Păi trebuie să mergi. Plătim obligat, mi-am spus că nu vă supărați. Vă supune la Fântu Georgiana dacă e și dacă sunt trei pe nu că vrei să sau... Ai avut opțiunea pentru comisia respectivă, deci trebuie să-și accepti să faci ceva. E un pic de muncă, scrii niște rapoarte de aia. Rog Comisia de Administrație Publică Locală de Direcție și Apărare, rog Comisia să-și aleagă președinte și secretare. Președintele și secretarul, rog Comisia. Președintele a fost ales domnul Vată Vinte, iar secretară. Mai niciodată secretară? Păi da, și ultima dată, trebuie să fie secretară, hai ca să scăpăm o dată. Și așa care vine de ADG. Care e comisie? A fost un bar mai mare. Da, s-a ales și domnul
domnul Lazar Ionică, președinte la Comisia de Administrație Publică și Juridică, și doamna Pârvu la secretar. Trecem la ordinea. Acum am să împart rapoartele de avizare. Deci sunt patru avize pentru Comisia Buget Finanțe și patru avize pentru Comisia de Administrație Publică Locală și Juridică. Trecem la ordine de zi? Da. Invită pe domnul primar să... Invit pe domnul primar să... Citește raportul. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiei de vizibilitate a indicatorilor economice a capacității pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Primarul Comunei Bârsănești propune: articolul 1. Se aprobă studiul de fizibilitate pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, conform anexei care face parte integrantă prezenta hotărâre. Punctul 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău pentru perioada 2014-2020, conform anexei 2, care parte integrantă în prezenta hotărâre. Se aprobă capacități pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, conform anexei numărul 3, parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se mandatează reprezentantul Comunei Bârsănești, județul Bacău, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, domnul Botezatu Gelu, să voteze în conformitate cu dispozițiile articolul 1 din prezenta hotărâre. Articolul 3. Primarul Comunei Bârsănești va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Prezenta hotărârii va fi comunicată compartimentul finanțe, buget, contabilitate, persoane nominalizate la articolul 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, SC Compania Regională de Apă SA, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Articolul 4. Prin grija secretarului general al Comunei Bârsănești, prezenta hotărârii se comunică în termen legal instituție prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Mulțumesc. Discuții? Am o întrebare. Studiul de fezabilitate la acest proiect este distinctiv de studiul de fezabilitate la proiectul anterior? Anterior, proiectul pe care l-ați adoptat, și în mod normal, până 2021 ar trebui asta finalizat, chiar trebuia să fie la chei, chiar dacă doar pentru satul Bârsănești. Care proiectul anterior? Studiul meu s-a făcut pe unul dintre studii, este făcut pe întreaga comunitate care este aderată, care a aderat la ADIC, care înseamnă 40 și ceva de OT-uri care s-au asociat în vederea formării conglomeratului de... Da, am înțeles pentru proiectul anterior, studiul de fezabilitate s-a plătit din banii europeni, am înțeles. Așa. Deci, pentru studiul actual, mai trebuie să scoatem bani din buget sau nu? Nu. Asta e întrebarea. Dacă vreți, poate că răspund eu. Cred că nu mai suntem în fără de studiu. Că eu m-am ocupat de chestia asta. Deci, studiul de fezabilitate s-a terminat. Proiectarea s-a terminat, deci se aprobă azi în Consiliul Local, este pentru a putea depune proiectul, deci faza de proiect, pentru obținerea finanțării. Deci, studiul de fezabilitate care a fost făcut din 2012 sau 2011 până prin 2014, ăla s-a terminat, plătit din fonduri europene, deci s-a ocupat ADIB-ul de toată chestia asta. Singura contribuție a noastră a fost aprobările din Consiliul Local, achiziționarea terenurilor, știu obținerea terenului ăsta, nu obținerea, efectuarea cadastrului pe drumul județean pentru să treacă conducta. Asta a fost cheltuielile Comunei Bârsănești pentru acest proiect. Restul, totul este făcut pe fonduri europene prin ADIB și iar o lămurire, că am văzut cineva aici afară, spunea care e treaba CRAB-ului. Deci orice primărie, de fapt primărie, Consiliul Local, care are apă și canalizare, nu numai apă și canalizare, și gunoiul și orice, trebuie să aibă un serviciu delegat care să gestioneze
apa, gunoiul și tot. Exact cum e la gunoi, la gunoi să spunem Bucopresul, aici este CRAB. Deci ADIPU este Asociația Comunelor, care, nu știu câte sunt, 40 și ceva, așa, care sunt în asociație aici. Este un reprezentant care gestionează, iar există un serviciu, CRAB, care el ce se întâmplă? Contribuie atât la înființarea liniilor sau prelungirea celor care sunt, plus și întreținerea acestora. Deci ea este o societate comercială care va lua, în, cred că cu titlul gratuit, în concesiuni, toată, exact cum o să fie și la gaz. La gaz e aceeași poveste. Asta e legea, dată de prin 2016 sau nu știu când e dată, așa, care spune, orice serviciu, de exemplu, la primăria Unești, ADIPU, ăsta, DPP-ul, înțelegi? Fiecare, dar primăria Unești are, are potențial, are bani mulți și le convine să țină, să plătească ei direct. Așa cum e CRAB-ul, CRAB-ul ce face? El întreține tot, ia abonamentele la oameni și ei încasează de la oameni. Ei, de când DPP-ul nu, încasează primăria și dă de DPP-ul. Asta e treaba. Că mulți spunea ce treaba are, de ce e implicat CRAB-ul. CRAB-ul asta e rolul lui. Spuneți-mi, în primul rând, dacă investiții sau cheltuieli, nu contează, minori, neminori, majori, în fine, pe proiectul anterior, dacă sunt, vor fi nule, odată cu proiectul ăsta sau? Nu, ne-am înțeles, dar repetați-o. Tot ce s-a cheltuit din partea Consiliului Local. Așa. A zis nu pentru sustenabilitate, pentru teren. Da. Așa. Ele devin nule, se mai iau în calcul, mai știi cineva zi? Nu. Deci la orice proiect, atât pe fonduri europene, cât și pe fonduri naționale, fiecare primărie, entitatea primăriei, are partea lui de finanțare. Deci, știu, 3%, 10%, depinde cât are. La fiecare proiect. Deci nu există, rar sunt proiecte care primăria nu are partea ei. Deci 2% de fațați, până în undeva până în 10%. Deci, cheltuielile care s-au făcut acolo sunt din partea care se cuvenea la fiecare primărie. Nu știu, cheltuielile eligibile. Cheltuielile neeligibile. Păi, eligibile sunt cele care le plătește de la fondul, de la Uniunea Europeană. Iar neeligibile, adică cum sunt anumite avize, știu, cadastru, nu sunt eligibile pentru ei. Și trebuie să le plătim noi. Da, să închidă de bugetul local. Dar asta este prins în proiect, deci în orice proiect, atribuție în deviză general, spune destul de clar. Partea care este, știu eu, de unde este venită, de la Uniunea Europeană, de la bugetul de stat, și partea primării, partea coplată, asta nu coplată, cum să zic. Finanțarea primării. Odată noi și implementăm acest proiect de o zi de astăzi, acela devine nul, asta mă interesează. Nu, el rămâne ca investiții. Deci intră în valoarea totală a investiții. Dar acolo, la un capitol, spune investiții din bugetul local. Am înțeles. Deci este buget, investiții din bugetul de stat sau fonduri europene și partea primăriei. Investiții din terenul achiziționat de stat. Deci ele vor veni în inventarul primăriei. Corect, intră în valoare, normal. Ele de fapt sunt. Alte discuții? Partea mea nu. Cineva ceva de adăugat? Mai trebuie o colegă. Referitor la satul Albăr este prins? Nu. Deocamdată este prins Bârsăneștiu cu posibilitatea de extindere. Așa. Dar pe plan local acolo nu se poate face o captare? Problema e că oriunde, ca și la gaz, nu știu dacă știți, la ce din tăi nu spunea destul de clar, că e mai ușor de a obține bani, adică finanțare, pe extindere, decât pe înființare. Deci în momentul când tu ai deja un serviciu și funcțional, urmă poți absorbe atât bani de la Uniunea Europeană sau chiar de la bugetul de stat pentru extinderea rețelei. E mai ușor decât am ființat. Înțelegeți? Aia e toată treaba. Și acum ei în banii ăștia, noi 5 milioane, au prins Comuna Bârsănești, că era un banii, dar așa mi-a trebuit amintit, nu știu, acolo de la Uniunea Europeană, că aglomerația trebuia să aibă, nu știu, peste 1500 de locuitori sau ceva de genul ăsta. Aglomerarea urbană. Peste 1500. Deci se încadrau în astea, urmând cu
alte fonduri sau astea, să se prelungească rețeaua, că este mai ușor. Iar deja sunt o parte din abuzii obținute sunt, și nu mai trebuie proiectare globală care e de la început, globală, totală care e de la început. Și ei au prins numai Bârsănești, prima oară. Ei sunt cadrat peste 1500 de locuitori. Deci ăsta este primul pas. Asta e primul pas. Să trebuie să începe. Da, da. Asta e primul. Dar cam toate comunele aceeași poveste. Deci au început cu... Sau de ce? Cu înființarea și mai extindere. Oricum trebuie făcut ceva acolo, că se sunt cheile seceta. Am mai purtat discuții. Când a fost incendiu cu casa aia acolo, putea să vrea poate jumătate din sat. Pompierii trebuie să meargă la Tazlău, au durat 2-3 ceasă până când venea cisterna a doua. E făcut de niște... O să vedem, o să punem un dezervator de apă, vedem pentru... Faci ca la Bătești. Da. Trebuie, aici zboare să... Pentru ce s-a făcut, și colo școlă, trebuie și urmă, suntem și noi, dar suntem trăitori. Da? Nici noi n-avem nicăi de acum, dar acolo. Hai, nu atât ca mine, dacă e... Cam asta. Dacă nu vreți de la mea proiectul, nu știu mai divers. Dacă nu vreau legat de proiectul de dumneavoastră, să punem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Abțineri votul de proiectul. Și apropo de lucrurile de investiții de prioritare, trecem la punctul 2 pe votul de analizie. Aprobare liste de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente UAT Comuna Bârsănești, județul Bacău și a participării Consiliului Local Bârsănești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă lista investițiilor prioritare în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată județul Bacău în perioada 2014-2020 și valoarea investițiilor aferente Comunei Bârsănești cu o valoare totală de 26.817.046,82 de lei fără TVA, preț curent conform anexei în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă participarea Consiliului Local Bârsănești la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată, județul Bacău, în perioada 2014-2020, cu suma de totală de 504.160,48 lei, fără TVA, preț curent, reprezentând contribuția proprie de 1,88% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente Comunei Bârsănești. Se mandatează reprezentantul Comunei Bârsănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, domnul Botezatu Gelu, să voteze în conformitate cu dispozițiile articolului 1 prezent a hotărârii. Articolul 4. Primarul Comunei Bârsănești va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărârii. Articolul 5. Prezenta hotărârii va fi comunicată compartimentul buget, finanțe, contabilitate, persoane nominalizate la articolul 2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, SCE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Articolul 6. Prin grijă secretarul general al Comunei Bârsănești, prezenta hotărârii se comunică în termen legal instituției prefectului județului Bacău, precum și pentru verificarea legalității actelor. Mulțumim. Dai citire și da. O să dau citirile anexei numărul 6 din 7-11-2020. Lista investițiilor prioritare din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Gospodării de apă Bârsănești cu rezervor în magazinare de 800 de metri cubi și stație de clorinare. Realizare conductă de aducțiune Cărăboaia, Cașin, către gospodăria de apă Bârsănești, lungime de 9,3 km. Realizare Bârsănești 1+1, pompe de turație fixă, Q10,6 inși, H120, MCAP23, kilovolți. Realizarea rețelei de distribuție lungime de 12,684 km și 1012 branșamente. Aici conductă de acțiune Cărăboaia, extravilan Bârsănești, intravilan Brătești, pod de fier Târgogna, asta e traseul. Avram Iancu Târgogna, Mihai Eminescu Târgogna, stradă Gălean Târgogna, extravilan Târgogna, total 9300 de metri. Mulțumim.
discuții? Sunt testi, tehnice care sunt stabilite de specialiști, nu știu dacă putem avea un aport, nu. Vizitate, ce spune de cerul? Pentru cei care știau, poate ce ca la mulți celor trei cursuri de apă care sunt stabilite, trebuiau cu curtie la Bacău, se va aduce apă din rezervorul de conducta de acțiune de la Cărăboare. Asta e singura modificare pentru proiect. Eu zic că e un pas înainte, pentru că, în primul rând, a traversat pe Grădești. Nu e o modificare. Prima variantă asta a fost. Păi da, da. După aia s-a renunțat la ea, că am înțeles că Târgul Ocman sau cine nu a aprobat să ne înțepăm la ei. Așa, și s-a mers pe varianta puțurilor. Și am înțeles că acum s-a revenit iar la varianta B. Păi, odată aprobat, nu pot mai întoarce. Da. Da. Alte discuții? Pune la vot. Cine este pentru? Georgiana, pune la vot. Cine este pentru? Abținere, mă rog. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de evoluție a tarifelor conform rezultatele analizei cu specificiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată de Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea rezultatului Comunei Bârsănești să voteze în acțiunea de la Comunei de dezvoltare intercomunitar Bacău aprobarea planului de evoluție a tarifelor. Primarul Comunei Bârsănești propune. Se aprobă planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatele analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020, conform anexelor ca parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se mandatează reprezentantul Comunei Bârsănești în adunarea generală a asociației domnul Botezatu Gelu să voteze în adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău perioada 2014-2020. Articolul 3. Se aprobă cu modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat în operatorul regional SC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, prin actul adițional strategie de tarife așa consolidată și extinsă pentru perioada 2020-2026, în forma prevăzută în anexa numărul 2, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 4. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău cu sediul în Bacău, strada Alexandru Ștefan, numărul 145, al cărui membru este Comuna Bârsănești-Județul Bacău, să semneze actul adițional numărul 9 la contractul de delegare prin reprezentantul său legal în numele și pe seama Comunei Bârsănești. Articolul 5. Primarul Comunei Bârsănești va aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri prin reprezentantul Comunei Bârsănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Articolul 6. Prezenta hotărârii va fi comunicată compartimentului buget, financiar, contabilitate, persoane nominalizate la articolul 2, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, SC Compania Regională de Apă SA și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Articolul 7. Prin grija secretarului general al Comunei Bârsănești, prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Mulțumesc! Eu am o consumație. Cred că referitor la tarifă, trebuie să avem grijă că atunci când vor fi stabilite tarifele, să ținem cont de tarifele care vor fi la cei care deja au distribuție de apă la nivel local, vecini de ai noștri, pentru că prețul la care se va distribui apă și eventual canalizarea în timpul următor să fie niște prețuri competitive, pentru că cred că interesul nostru este cel să de a apăra cetățenii care ne-au dat votul și de a le vedea întâi interesul lor, care înseamnă cheltuială cât mai mică, dar nu eliminarea unei necesități eminente, care este prezența apei în casele lor.
Deci vom avea, va trebui să ținem cu dinții de prețul distribuției apei care ajunge în gospodăria fiecare cetățean și să nu lăsăm ca prețul să fie unul stabilit în mod arbitrar și de către un agent economic care poate avea interese obiective de profit. Deci aș vrea ca în plenul lui Consiliu să țină cont în mod extraordinar de prețul și tarifele care vor fi practicate și noi să le ținem tot timpul sub control. Dacă ați văzut tabelul, ce tarifă așa, vreau să țineți cont că aici deja practic un preț care va crește anual în funcție de inflație și de procentuală pe care a făcut. Așa la urmă. Va fi o creștere mică, dar va fi. În 2003, 2006, 2002, 3%, 2008, 3%, 2014, 10%, 10%. De la 30 ceva la 10%. Eu bănuiesc că 2024 va fi termenul în care ei finalizează lucrările. În 2026, 5%. Da. După care vor scade iar treptat cheltuielile. După ce și-au acordat investiția, cheltuielile în Dumnezeu se vor duce. Acolo va fi o problemă. Nu va mai fi, să stai atent și nu mai ai noi astăzi, dacă vă vorbim, să te întrebați. O întrebare. Sunt convins că o să fie persoane care nu se vor acorda. Acestea vor plăti taxe, aferente, întreținere conductei. Întrebare pentru cunoștința dânșilor. Acordează, dar plăti bine cu care e apă. Și cei care nu se racordează. Înțeles că au fost probleme în unele comune. Știu că au fost probleme în unele comune în care oamenii nu au vrut, din condiții fiecare, din opinii fiecare, așa. Și totuși i-a taxat, dar doar pentru menținere și mentenanța. De câte ori te-am dat aici? Okay. La cei care beneficiază de serviciul. Da. Aici a fost ajuns. Dacă stric cei care beneficiază și se raportează. Da, lasă loc. În momentul poate nu trebuie deja asta. Nu de apă. Normal, dacă consumi, trebuie să plătești. În condiții în care nu se raportează. Aici era întrebarea. Oamenii sunt fie obligați să suporte anumite costuri, dar chiar nu se racordează. Eu, din ce odată ce toate cheltuielile se prevăd în metru cub, nu o să plătească. Deci, nu se ia separat pentru întreținere sau pentru... Se ia pentru cub. E 4 lei, nu ia 4 lei, 3 lei, ia... Așa la gazele, sunt trase de tot. Sunt la toată doar. La noi este o altă situație. Probabil că ați făcut comparație cu colectarea gunoiului, unde toată lumea nu poate să trăiască fără să genereze gunoi. Teoretic, și fiecare dintre noi are nevoie de apă pentru a-și asigura toate cele trebuie. Este chestie necesitate firească a fiecare dintre noi. Dar aici este posibil ca diverse persoane să nu se poată conecta la conducta de apă pe care o are în fața porții, pentru că situația lui financiară nu-i permite sau, știu, alte condiții de genul ăsta. Atunci nu este corect și normal să-l taxezi pentru o distribuție pe care el nu o primește, de care el nu beneficiază. Și în condițiile astea, aici am să ajung, pentru tarifarea va fi doar pentru cei care efectiv primesc apă. Pentru a pune la dispoziția 10 companii regionale de apă ESA Bacău, terenuri aferente investițiilor în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020. Primarul Comunei Bârsănești propune, se aprobă punerea la dispoziție a 10 companii regionale de apă Bacău ESA, a terenului aferente investițiilor în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, perioada 2014-2020, conform anexei 1 și 1B, 1A și 1B, parte scrisă în prezenta desenată în prezenta hotărâre. Așa. Articolul 2. Terenurile puse la dispoziție SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A., conform articolul 1 din prezenta hotărâre, fac parte din domeniul public al Comunei Bârsănești. Se aprobă anexa 2 la prezenta hotărâre privind declarația prin care se menționează faptul că pentru terenurile prevăzute anexa 1 nu au fost depuse cereri de
retrocedare în condițiile legislației în vigoare și acestea nu fac obiectul unui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietății. Articolul 4. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă a comunei prin aparatul de specialitate al primarului comunei Bârsănești. Mulțumesc. Mai dăm știri la terenurile respective? Da. Așa, aducțiune, tractare, magazinare, pompe, distribuție, aducțiune, Cărăboaia, Cașin, gospodărie de apă, Bârsănești, lungime de 1,5 km, extravilan, comuna Bârsănești. Rețea de distribuție, așa, realizare, rețea de distribuție, intravilan, localitatea Bârsănești. Ce este acea de clorinare? Unde este? Asta e clorinare. Da. Stația de clorinare, gospodăria de apă Bârsănești, suprafața de 3.875 de metri pătrați, din care zona de protecție sanitară de 3.875. Asta. Da. Discuții? Cine este Deci trebuie să înțeleagă toată lumea, trebuie să înțeleagă și noi. Și noi suntem pe ei. Aveți locația că trebuie să spună... E o problemă care nu avem pe unii trece acum. Păi s-a făcut balta aia, s-a dus din gard în gard, ce facem? Chiar nu... Punem acolo niște balați, că lăsăm și o țară și tot. Înțelegem, dar au trecut o săptămână, două, trei oameni. Lăsăm tot o leacă deoparte, o zi, două, să face și acolo și nu mai ne întreabă. Tot așa am lăsat și am ajuns în situația asta. Nu-i chiar așa. Îmi cer scuze, dar asta este adevărul. Ați recus și dumneavoastră care ați candidat, ați văzut în ce situație suntem și în ce hal ne-au dus. Cine ne-au dus, ne-au dus. Și noi suntem oameni, plătim și noi impozit, avem și noi dreptul la viață. Trebuie să luăm o leacă cu atitudine și un pic de omenie. Așa cum plătim impozit, noi plătești toți, nu? Vom fi noi satul albel, dar nu am zis mai depinde și tine. Problema a fost un pic dificil acolo, că trebuie să dăm apa aia în grădina lui. Și când era de acord, că Bărbugeam a fost mereu. Oricum la urmă ea că dă drum și în grădina lui. Nu are treabă cu grădina lui. Sunt 15.000 de până la urmă, 10.000. Adică, dar nu are treabă, eu cred că nu are nicio legătură, nu are nicio legătură. Dar de câte ori n-a fost cu gelul? Trebuie, acum s-a făcut un crater, s-a trecut mașinile cu greutatea lui domnul Ilie și... Dacă mai e așa și vin berzele sau rățele și se duc acolo și se scaldă, la timp avară avem pește, dă-mi condița. Da. Poate de principiu, nu în altul. Da. Da. Chiar de ieri, el este un singur om, noi suntem un sat. Nu se poate decide un singur om în fața unui sat. Da, alții vă mulțumim. Domnul Cașa? Nu. Domnul Cașa? Domnul Cașa? Din ce am mai fost? Ce s-o scară? Așa. Panta aia de la roșu, cum ar fi. La banana urică, deci. Da, 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 acolo. În drept, acolo, se dă. Eu știu ce poți să faci. Roșu, banana urică.
și s-au mai spus mii care sunt grup agricol, zona Bărării, e o problemă mare, zona Bărării, legătura între Brătești și Caraclou, tot așa, e impracticabil. Toamna sau vara sau oricând. E o zonă, nu e mult. Dar nu mi-i lasă nimeni să dăm apa. Am pus balastru, dat pe el. La urmă, apa nu e un deșeu care poate genera probleme. Apa mea, am încercat să Dar nu e normal. Da. Chestia cu transportul ăsta cu mașina, cum face iarna un loc cu Bârsănești, mașina în condițiile de pandemie aglomerată, cel puțin aia de 3,5, stau oameni și în picioare, față în față. Nu-i logic. Normal este să circule fiecare sat cu mașina. Da. Sună pe ea, asta și spune că... Telefonii cu așa și mergi la Bacău. Se degeaba vorbesc aici, la unde ești. Spune lui ăsta, sudor și spune că s-a discutat și la Consiliul de Țeapă. Da, eu spun, da. Nu este, asta de punct de vedere, nu putem. Eu am fost cetățenii care am venit. Am fost personal la Bacău. Nu vrei și permis semnătura. Am venit un model tip de... Deci, tabelele sunt limpezi. Număr curent, număr pe nume, serie, număr de buletin, semnătură. Și domiciliu. Da. Bărsănești, care... Da, așa, da, domiciliu. Localitatea de domiciliu și semnătura. Sunt limpezi. Da, domnul Bernard, dacă ați inițiat treaba asta, ca tot ar trebui să ocupați, cu Bărsănești nu mă ocupați. Eu mă ocup la care. Dacă vine fiecare unde. Ce ca voi aici la Bărsănești? Ce te ocup tu? Fără tabelul, nu tabelul ca ca tot. Trebuie să demarăm o dată, că nu se mai poate. Dar să spuneți de ei mai fiecare. Ăștia își bat joc. Dacă seara nu mai fac serviciile. Dacă s-a făcut traseul din urmă ăsta, din clar, nu mai e. Păi da, dar traseul e atât de pe luna ora 5, trebuie pe un mașină de caracolo, caracolo, mașină de caracolo. Tot, nu știu că o trebuie. Nu are ce caut așa. Atât timp cât e. Hai, nu mă spune pentru lucru. Ce mă suntem cu masa asta, că eu am fost, ne-am... N-ai cu cinci. Povestea e veche, am tot discutat, am discutat și la Bacău. E diferent ce firmă va veni. Da, ei se prevalează din faptul că la un an când trebuia să facă licitația în toată țara, nu s-a prezentat la licitație nimeni. Nu, s-a amânat până în 2008. Păi s-a amânat, dar cauza. Cauza asta a fost. Nu s-a prezentat lumea la licitație, n-a avut cine să ia traseele. Rămâneau traseele descoperite, că... Inclusiv ei, Aticul nu le mai vroia aici, că... Discutam cu unul neșorul, singurul traseu care e la Atic mai convenabil este Caracolo. Ce nu am zis moarte. Da, convenabil dimineața până la amiază, după aia seara fac. Și până la 3:30, deci. Da, am văzut că zici. Da. La mea, la Brătești, ar mai fi o problemă. Multă lume mi-a spus. Zona Găleanu, avem o problemă cu energia electrică. Seara, după ora 18, deja scade sub 200 de volți. Bineînțeles, fiecare și-a mai luat câte un aparat, câte o chestie și din 5 scade mai tare. E o mare problemă care e discutat mult mai de mult treaba asta, dar să vedem cum... Da, am înțeles, problema asta a început adus în atenția dumneavoastră. Și singura soluție ar fi un transformator undeva pe acea uniță, altă variantă nu există. N-am primit ce răspundere. Trec două rețele din alta tensiune din zonă, deci cred că s-ar... Iar am vorbat mai fiind rețele între două mea în Brătești, ca să nu mai... Nu-i problema rețelor. Problema ei au făcut proiectul ăla atunci când o modernizat la Caraclou, când o băga pe un tot de
din Sâlba Caraclou, prins și Brătești. Nu știu din ce motiv s-au suspendat banii și au rămas ca între. Orice adresă să le trimiți, o să se remedie. Și nu e mare. Da, știu că e mult. S-au făcut și semnături, s-au strâns și semnături. Nu, e greu, greu. Singurele, cel mai evidente sunt reclamații de personal la fiecare abonat. Deci, în rest, ei nu prea iau în considerare. Nu știu dacă ați observat, de multe ori când sună o persoană că nu e curent în zona X, mă întreabă abonatul. Doamnă, zic, sunt viceprimarul Comunei Bârsănești. A, bine, bine, dar trebuia să spune abonatul. Deci ei mai mult iau în evidență abonatul decât autoritatea. Aș mai avea o mică intervenție asupra terenului din Brădeniu Săbar. Dar am spus către adresă către domnul primar și aștept o soluționare scrisă. Mi-aș și soluționare și o să vedem ce este doar din cuvăiță. Ok, da. Ideea în care ar trebui să ne înțelegem, chiar dacă poate dumneavoastră mulți nu știți, e echipă de fotbal în Bârsănești, ASE Bârsănești, înființată că e acum 5 ani. Și domnul consilier care nu cunosc poate speța. Și recent, nouă înființată ASV Brătești. Neavând alt teren disponibil pe care să desfășurăm activitatea unii ori alții, trebuie să ne împărțim. Așa este normal. Dar dânsii continuu insinuează faptul că pe terenul satului, practic, teren proprietate privată și doar ei pot să-și desfășoare activitățile. Și de aceea am făcut acea soluționare și așteptăm. Este a școlii. Păi este a școlii, eu le-am explicat, le-am adus în atenție faptul ăsta, dar ei în continuare susțin că nu. Și de asta așteptam din partea domnului primar un răspuns ca să fie și pe hârtie, vertical, drept și asta este. Și după aceea vom avea discuții în consecință dumneavoastră, ei și noi și vedem, ajungem la un anumit acum. Trebuie să colaborați și voi cu noi ca să puteți lucra cu de la tot. Dar nu vă supărați în calitate de? Consilier. Păi consilier, dar administratorul echipei se reprătește? Nu, dar e asta. Păi nu puteți să-mi spuneți mie că nu colaborez în condițiile în care... În condițiile în care... Stați un pic. Vorbesc și mai oameni dumneavoastră. În condițiile în care noi am omologat terenul, când era și este, asta Bârsănești, da? Ok. Și noi ne-am ocupat în aceeași măsură din teren, l-am îngrijit că poate dacă nu ne ocupam și nu ne desfășuram noi activitățile, da? În timpul campionatului, poate terenul ăla nu ar mai fi fost în condițiile în care este acum. Și eu v-am înțeles când ați venit dumneavoastră, perfect dumneavoastră, echipa se vebrătește. Să fie înțelegere și să conlucrăm. Dar problema de conlucrat, problema de nu putem conlucra în momentul în care la telefon unii spun că terenul ăla e stăpân. Da. Și eu nu pot să sun înainte, ei să-i cer voie ca eu să-mi desfășor activitatea. Eu, echipa în sine, astăzi, Bârsănești, da? Să-și desfășor activitatea la rugămințele lor sau... Înțelegeți? Dacă e comunicare și... Înțelegere e perfect. Dacă nu, trebuie domnul primar să facă, nu știu, diagramă cu săptămâna când să fie, când se intre unii, când alții, altfel nu se face dacă nu sunt. Da, program, dacă nu înțelegem. Când va fi și va începe campionatul, atunci e altă discuție, pentru că cei de la JF Bacău vor face și ei de la sine putere treaba asta și nu vom mai fi noi mai mult ca singur de anul competițional. Da. Nu se va mai desfășura. Dar vor mai fi. În septembrie nu. Vor mai fi etape astea amicale și în astea trebuie să avem înțelegere. Da. Atât. Vreau să zic și eu ceva. Ca un om care a făcut parte din mai multe consilii pe parcursul perioadei din 90 încoace, vreau să spun că pentru mine ședința de astăzi a fost una care m-a marcat într-un fel de mai multe motive, dar motivul principal pentru care vreau să spun câteva lucruri este acela că unii dintre noi poate că n-au înțeles că atunci când oamenii, în primul rând că campania de vreo s-a terminat și că fiecare dintre noi, ca și partid, ca și consilieri pe listele unui partid, au obținut un număr de voturi care era mandatat pentru a face ceva pentru comunitatea asta. A fi aprig și bătăios înseamnă a te bate pentru proiectele comunității, a face ca această comunitate să se dezvolte într-un fel și nu a face ca lucrurile să fie strâmbe și tot timpul să acuzi pe cineva că nu este tare să facă lucruri atât timp cât tu, atunci când ai fost mandatat un vot să faci ceva pentru comunitate, ai încercat doar să pui piedici și să faci ca această dezvoltare să fie frânată.
Eu sincer îmi doresc ca viitoare ședințe să semene a ședințe unde sunt prezenți oameni cu atitudine, oameni cu personalitate, oameni care știu ce vor și care vor să dezvolte comunitatea asta și care au ca prim și unic deziderat doar comunitatea noastră văzută după 4 ani de mandat într-o altă postură, într-o altă poziție. Adică cu multe proiecte de infrastructură pe care să le avem rezolvate. Eu am discutat în perioada anterioară cu domnul primar despre proiecte de infrastructură mare. Gaze, drumuri, apă canalizare, pe proiecte care țin de cultură și învățământ, proiecte care țin de sport și tineret. Toate trebuie să avem în vedere și proiecte pe care va trebui să le dezvoltăm pe parcursul următoarei perioade cu aportul nostru, consilierilor. Pentru că hotărârile noastre de Consiliu sunt hotărâri decisive, nu țin de niciun cult al nimănui, țin doar de dezvoltarea comunității și de nimic altceva. Nimeni nu trebuie să fie mai presus de hotărârile de Consiliu în care vom decide soarta comunității din care noi facem parte. Eu, mandatul trecut, ca și mandatul ăsta, am avut ca prim obiectiv să fac lucruri mari și atunci când vom termina mandatul pe care noi l-am primit din partea oamenilor, să se vadă după noi chestii realizate. Eu pot să mă mândresc că după cei 3 ani în care a fost prezent în domnul Coman, au fost foarte multe realizări. Pentru că este foarte ușor din partea unora să spună că nu s-a făcut nimic. Eu am o listă foarte mare de realizări pe care eu împreună cu domnul Coman în cei 3 ani de mandat le-am făcut. Cine este dispus poate să-mi acorde 2 minute din viața lui și să discutăm despre proiectele pe care le-am avut și vreau ca și în perioada următoare mandatul ăsta să fie un mandat care să fie încununat de multe proiecte pe care noi să le avem în vedere și să le dezvoltăm până la sfârșitul mandatului nostru. Vă mulțumesc! Vreau să felicit pe domnul primar pentru sunt la fel de dezamăgită și eu la ce s-a întâmplat în prima parte a ședinței. Aș dori ca la viitoare ședințe să ne respectăm dreptul la cuvânt, să nu mai intervină cineva peste noi pentru a putea fi ascultați, să venim cu propuneri și chiar dacă suntem din opoziție sau nu neapărat să fim uniți pentru ceea ce am fost aleși, pentru proiectele care se fac pentru comună. Nu trebuie să avem o ambiție că nu sunt de la PNL, de la MSD și nu aprob ca să le fac rău celor de la PSD. În afară de asta, ar dori, cu asta am încheiat, deci dezamăgită sunt acum, să discutăm un pic de ceea ce a rămas în urmă, toaletarea copacilor. Am probleme foarte mari. Mi-ați promis că se va rezolva problema. Eu iarăși mătur aproape în fiecare zi, frunze și ce mai este pe acolo. Încă o chestie, oamenii de la ajutor social. Nu știu dacă ei ar trebui să facă curățenie numai la jurul magazinelor. Acolo trebuie să-și facă curățenie patrului. Părerea mea. Cu camerele de luat vedere. Solicit camerele de luat vedere. Crisa care este acum o să ia amploare la morți. Eu spățită. Și măcar să vedem, să urmărim cine intră în sat, cine iese în sat, cu ce iese. Și cam atât. Încă tremur de ceea ce s-a întâmplat și îmi cer mie de scuze. În loc să felicit pe domnul Asinoriu pentru mandatul din consilier, a avut o atitudine extraordinară. Mulțumesc! Și eu ar vrea să mulțumesc vechiului Consiliu Local pentru colaborare, iar noului Consiliu Local le doresc un mandat ușor, cu multe realizări, fără evenimentele astea nedorite, că nu are nimeni niciun interes să nu facem ceva pentru comunitatea asta. Avem cât mai multe proiecte realizate. Da. Și lui domnul viceprimar pentru colaborare, vreau să-i mulțumesc. Da. Am uitat de... Da. Așa a fost să fie. Eu vă mulțumesc pentru toți. Da, cât declară ședința. Da, ați uitat de...
ca... Fiind o primă ședință pe mandatul ăsta și fiind pe unul dintre Dumnezeu, rugămintea mea ar fi să dăm dovada că cei care ne-au ales au știut ce au ales. Care, din păcate, pentru unii nu dovedește treaba asta. Dar asta e problema lor. Rugămintea mea este ca și doamne Găman pe viitor să încercăm să nu mai vorbim unul peste altul. Să ne facem comisiile din timp cu avizele și cu amendamentele care sunt nevoie ca să nu avem surpriza că în ședință apar tot felul de discuții, pro și contra. Cel mai bine ar fi întâlniți-vă înainte, faceți-vă comisia, aviz favorabil, aviz nefavorabil, aviz favorabil cu amendamente sau fără amendamente și am încheiat discuția în ședință. Dacă cineva are ceva de obiectat, foarte bine, nicio problemă, dar să fie ceva omenesc. Dar avizele și amendamentele trebuie prezentate secretarului cu două zile înainte de ședința propriu-zisă. Mare atent. Dacă... Ca să putem conlucra, să le putem face să fie bine. Vă rugăm să ne dați și nouă avizele astea înainte, pentru că este foarte greu să scrie proiectele aici. Păi noi să ascultăm. Să... Păi le aveți. Le aveți. Da. Mi-a venit să vă ne... Nu contează, dar a fost prima ședință de organizare. Asta e mai multe. La scandalul care s-a creat atunci la ședința pe platformă video, le-am trimis ședință de ședință pe e-mail ca să le aveți în format editabil. Intrați pe ele, scrieți ce aveți de făcut ele, să extind cât este nevoie, ca să nu trebuiască să munciți cu scrisul de mână. Le-ați listat, le-ați prezentat în ședință, le-ați semnat. Eu cred că nu mi-ai adus. Nu-i nimic, eu revin de câte ori este nevoie. Da. Orice nelănuie, orice reclamare. Adică să stai aici să nu se pune problema că uite-te în regulament și vezi. Deci asemenea răspunsuri de la mine nu o să primiți niciodată. Pentru că nimeni nu s-a născut învățat. Toate începuturile sunt grele. Facem să fie bine. Numărul meu de telefon îl aveți, în timpul programului de lucru cu cea mai mare bucurie și plăcere, răspund la telefon. N-am fost niciodată genul care să întorc spatele nimănui. Dați telefon, aveți drum pe aici, veniți, discutăm. Doamnă, cum facem aia, ce credeți că ar trebui aici? N-am timp să știu, n-am mai fost consilier. Chiar și cei care au mai fost consilieri și poate că au uitat, pentru că nu au doar preocuparea asta. Nimeni nu vă judecă, nimeni nu vă tratează altfel decât cu respect. Iar pentru proiectele care vreți rugămintea este să revizi în timp. Să le depuneți la doamna... Pentru că eu vă ajut cu la doamna secretar, ca să dacă mai e... avizabile de legalitate. Deci, scrie pentru... și în regulament, și în cod. Cu sprijinul secretarului, cu sprijinul aparatului, compartimentelor aparatului de specialitate. Deci întotdeauna când le scoatem, sunt țiplă. Sunt țiplă în ideea că nu vine cineva și spune, domnule, dar asta n-ai făcut-o cum trebuie. Ia du-te, vrei și întreabă. Nu, aici întrebăm. Suntem echipă. Facem să fie bine. Problema este că fiecare proiect va trebui să treacă de comisiile de avizare, iar, da, de specialitate. Iar dacă ele nu sunt redactate ca lumea, nu vor trece. Acolo e singura problemă. Eu atât am avut să vă... Doamna mai... secretară, declarație de avere. Da, eu atât am avut să vă spun, declar ședința încheiată. Da. Mulțumim. Mulțumim.